În urma unor discuții dintre reprezentanții autorităților și consulul Libanului, s-a decis ca răniții din Libia să aibă posibilitatea de a fi tratați în secția de ortopedie a Spitalului Județean Constanța. Spitalul Constanțean are posibilitatea să primească până la 150 de astfel de răniți cu afecțiuni ortopedice. Avem posibilitatea de a primi până la 150 de astfel de răniți care au diverse afecțiuni, în principal ortopedice, și care vor fi tratați aici, iar recuperarea ulterioară probabil că se va face într-unul dintre spitalele de recuperare care sunt destule în zonă, gen Techirghiol, Mangalia, Eforie și așa mai departe. Avantajul există și pentru Spitalul Constanțean. Toate cazurile vor fi decontate integral de guvernul libian, iar medicii din Constanța vor deveni cunoscuți pe plan internațional pentru tratarea traumelor de război. De altfel, în România există și o asociație a răniților în conflictul din Libia.